trupa Byron a început undeva în 2006. Am avut primul concert în decembrie, pe 1 decembrie, în București, în Loptăria Enache. După care, un an de zile am umblat prin țară și, mă rog, majoritatea concertului a fost în București. Și înainte să se împlinească anul, practic, am lansat un album, el se cheamă Forbidden Drama. După Forbidden Drama am făcut un turneu, Forbidden Tour. Iar acum, după un an și aproape jumătate, am făcut un Unplugged. De ce? Pentru că suntem niște oameni care nu pot respira fără să cânte. Practic, sunt convins că mare majoritatea oamenilor au câte o pasiune și, de obicei, pasiunea respectivă se numește hobby. La noi, pasiunea a ajuns să fie profesie. Și nu știu altă explicație, deci nevoia de a cânta și crede-mă că aproape că o facem în continuu. Cum a ieșit în seara asta? Ești mulțumit? Satisfăcut? A ieșit cum nu mă așteptam, foarte bine. Rezultatele se vor vedea pe înregistrări, abia aștept să le aud și să le văd. Punctul final al filmărilor va fi DVD-ul. În toamnă sperăm să-l lansăm sub forma asta, Byron Unplugged, probabil că va avea și vreun nume, nu știu încă. E o piesă pe care o să o promovați într-un anumit fel cu un videoclip? Nu ne-am gândit la asta, probabil. Este posibil dacă o anumită piesă are destul, este destul de scurtă pentru TV, dacă e destul de bună vizual pentru TV, se poate face acest lucru. Cum s-a născut ideea de a filma aici, Teatru 74, Târgu? În cadrul Forbidden Tour-ului am avut un concert aici și am fost fascinați de loc. Din prima ne-a transmis energia lui. Concert pe care noi îl considerăm ca fiind cel mai bun din cadrul turneului. În momentul în care a venit vorba să facem un Unplugged, prima dată ne gândisem să-l facem în București. Dar sunetistul nostru, domnul Victor Panfilov, a venit cu ideea că ce-ar fi să venim aici, în locul ăsta care ne-a plăcut atât de mult, că ar fi mult mai potrivit. Și colaborarea cu Paula Selin, respectiv Alexandru Angeș, cum s-a născut ideea unei astfel de colaborări și cum au primit ei propunerea? S-a născut întâi ideea de a avea niște invitați. În momentul ăla nu aveam idee pe cine am putea să invităm. Și au fost cei doi, Paula Selling și Alexandru Andrieș, dintr-un simplu motiv, pentru că amândoi au câte o legătură cu câte unul din noi și amândoi pe undeva sunt, se autodeclară fani. Le place foarte mult ce facem. Și atunci a fost foarte simplu să le spunem că ce-ar fi să facem un concert în care să apară și ei.